Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua lucrările noastre în tentă de toamnă. Vom învăța să facem frunza de stejar și ghinzile. Pentru aceasta vom folosi firul Bravo sau firul de care dispuneți dumneavoastră în culoarea alb, în culoarea verde și în culoarea maro. De asemenea, vom avea nevoie de firul despărțitor, vom avea nevoie de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de acul pentru cusut lână și de croșete. Eu voi lucra cu două croșete, voi folosi croșetul numărul 1 și croșetul cu numărul 2 și jumătate. Vom începe lucrând frunza. Voi da deoparte aceste culori și vom lucra frunza de stejar. Vom continua după ce am făcut primul ochi de lanț de început. Vom lucra 12, un total de 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. În acest moment voi adăuga un ochi de lanț pentru a întoarce lucru. Și începând cu cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, voi lucra un picioruș scurt. În următorul ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș scurt. În următorul ochi de lanț, cel de-al treilea picioruș scurt. Voi lua firul pe croșet și voi continua cu o serie de 3 piciorușe duble reduse consecutive. Avem cel de-al treilea picioruș dublu redus. Firul pe croșet, voi continua cu o serie de 5 piciorușe duble consecutive. 1, 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea picioruș dublu. În acest moment voi lua firul pe croșet de două ori și în ultimul ochi de lanț voi lucra un total de 8 piciorușe duble înalte. Primul, cel de-al doilea și vom continua singure. Deci vor fi un total de 8. Lucrate cele 8 piciorușe duble înalte, voi coborâ în jos cu seria de 5 piciorușe duble. Și avem 1, 2, 3, 4, cel de-al 5-lea. Continuăm cu cele 3 piciorușe dublu reduse. 1, 2, 3. Cel de-al treilea. Și voi continua cu cele 3 piciorușe scurte. 1, 2, și cel de-al treilea. Aici am ajuns la capătul rândului. Voi lucra din nou pe partea cealaltă, deci partea care am lucrat prima dată. Voi lua firul pe croșet și nu în primul, ci în cel de-al doilea picioruș disponibil, voi face un picioruș dublu redus. Firul pe croșet, voi sări un picioruș de bază, voi intra în următorul
și voi lucra o serie de 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, în corespondența aceluiași picioruș. Continuăm cu 3 ochiuri de lanț, vom intra în corespondența aceluiași picioruș și vom închide totul cu un fir alunecat. După care voi face un fir alunecat în corespondența următorului picioruș. Apoi, în piciorușul următor vom lucra un picioruș scurt, firul pe croșet. În următorul picioruș vom face un picioruș dublu redus, firul pe croșet. În următorul picioruș voi face un picioruș dublu. Și acum voi lua de 2 ori firul pe croșet și în corespondența următorului picioruș voi lucra o serie de 3 piciorușe dublu înalte. Avem 1, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Continuăm cu 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Vom intra în corespondența aceluiași picioruș și vom închide totul cu fir alunecat. După care vom face în continuare un fir alunecat, corespondența piciorușului următor voi face cel de-al doilea fir alunecat, în următorul picioruș voi face un picioruș scurt, firul pe croșet. În același picioruș voi face un picioruș dublu redus, firul pe croșet. În corespondența aceluiași picioruș voi face un picioruș dublu, de 2 ori firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face o serie de 2 piciorușe duble înalte. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț. Voi închide cu fir alunecat în corespondența aceluiași picioruș. Voi continua cu fir alunecat în corespondența următorului picioruș. După care vom intra în piciorușul următor, aici în mijloc, chiar în mijlocul seriei de 8 piciorușe duble înalte. Voi lua firul pe croșet și voi intra în acest picioruș lucrând un picioruș dublu redus, firul pe croșet și voi continua cu un picioruș dublu, firul de 2 ori pe croșet, voi continua cu un picioruș dublu înalt. Voi lua firul de 2 ori pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi repeta piciorușul dublu înalt, firul odată pe croșet, piciorușul dublu, firul odată pe croșet, piciorușul dublu redus. După care voi face firul alunecat, voi intra în următorul picioruș și voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. În corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, de 2 ori firul pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Firul pe croșet o singură dată și voi repeta piciorușul dublu, firul pe croșet, voi face piciorușul dublu redus, piciorușul scurt, după care voi coboră în jos, exact ca partea cealaltă. Un fir alunecat, cel de-al doilea fir alunecat și
și voi continua 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, firul pe croșet de două ori și voi continua seria piciorușelor duble, avem 1, duble înalte, scuzați, cel de-al doilea, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt, în corespondența aceluiași ochi de lanț, aceluiași picioruș. După care, în următorul, voi face piciorușul dublu, în următorul, piciorușul dublu redus, în următorul, piciorușul scurt, un fir alunecat, voi intra în următorul picioruș cu fir alunecat și voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua cu o serie de trei piciorușe duble. Deci vom avea în final patru piciorușe duble, avem cel de-al treilea, cel de-al patrulea. Voi lua firul odată pe croșet, voi sări un picioruș, voi intra în următorul și voi face piciorușul dublu redus. Am ajuns la capătul frunzei noastre. Voi face fir alunecat până în mijlocul frunzei, deci două fire alunecate. Acum continui 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Și începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, mă voi întoarce în sus cu piciorușe scurte. În felul acesta voi încheia frunza de stejar. De ce am optat pentru aceasta? Pentru că îl puteți folosi în foarte multe dintre aranjamentele dumneavoastră. Lucrate ochiurile, piciorușele scurte, vom închide lucrarea, vom scurta firul și, după cum puteți vedea, frunza noastră este gata. Capătul de fir îl vom ascunde în modul în care acesta să nu se observe. Fie îl ascundeți cu croșetul, fie îl ascundeți cu acul. Aceasta este la opinia dumneavoastră, după modul în care reușiți dumneavoastră. Scurtăm firul și trecem mai departe să realizăm ghinda. Voi da de o parte un pic aici. Voi lua culoarea albă de data aceasta și croșetul cu numărul 1. Veți vedea că este foarte ușor de realizat. Voi porni lucrând două ochiuri de lanț, unul și cel de-al doilea. În corespondența primului ochi de lanț, noi vom lucra șase piciorușe scurte. Deci facem șase piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și din acest moment noi vom face 6 înmulțiri, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci am realizat deja prima înmulțire, cea de-a doua, cea de-a treia înmulțire și vom continua singure. Ajunse în acest punct, veți pune firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș scurt. Și din acest moment, noi vom lucra patru rânduri
de câte 12 piciorușe scurte. Deci vor fi 4 rânduri, iar noi ne vom reîntâlni în momentul în care vom încheia aceste rânduri. Lucrate cele 4 rânduri de câte 12 piciorușe scurte, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Capătul de fir îl vom ascunde, îl vom trage în interior și va rămâne aici. În felul acesta. Este un pic mai dificil pentru că este foarte strâns lucrat. Vom pune în interior un pic de melană pentru a-i da formă. Nu va fi nevoie de foarte multă. În felul acesta. Și vom trece mai departe pentru a realiza cea de-a doua parte. De data aceasta voi folosi culoarea maro și croșetul cu numărul 2 și jumătate, așa cum vă spuneam. Voi face din nou aceleași două ochiuri de lanț. Primul și cel de-al doilea. Iar în corespondența primului ochi de lanț voi face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt. Voi închide totul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt. Și din acest moment voi face 6 înmulțiri. Deci, practic, vom lucra ca exact ceea ce am lucrat cealaltă parte. Aceste 6 înmulțiri, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci, o înmulțire, cea de-a doua și vom lucra singure. Ajunse la capătul rândului, vom continua lucrând 3 rânduri. De data aceasta, doar 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Iar noi ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 3 rânduri de câte 12 piciorușe scurte, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Vom ascunde firul în interior. Nu cred că aici va fi nevoie de melană, dar dacă aveți nevoie, puteți pune un pic de melană, după care introducem cele două părți în felul acesta, una în cealaltă. Și uitați-vă că am realizat ghinda micuță, frumoasă. Eu o am și pe cea de-a doua. Am și cea de-a doua frunză. Eu acum voi folosi un pic din lipiciul lichid, care îl folosesc de obicei în lucrările mele. Le voi uni între ele. Să vedem modul. Voi pune un pic de lipiciul lichid în felul acesta. Le voi atașa astfel. Și ghinzile, dacă nu le uniți cu acul între ele, le puteți uni din nou cu un pic de lipici în felul acesta. Și uitați-vă că am realizat din nou ceva frumos și util. Eu sper să fie binevenit acest scurt tutorial, deoarece au fost căutate pe pagina canalului,
le-am realizat acum, alături de ciupercuța noastră, care am realizat-o, putem face un frumos aranjament. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți, afară plouă, cu ajutorul bunului Dumnezeu ne răcorim. Iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!